Așa, scumpule, ești gata de not? Hai să spun casca de not. Nu, nu vreau să port cască! Nu mă pot forța! Of, ce nervanți pot fi copiii uneori! Mami, uită-te la mine! Mi-a venit o idee! O să umplu casca de not cu apă! Sunt un dragon acvatic, cel mai tare din lume! Pot să respir în apă! Nu! O să-ți pun casca, scumpule! M-a lovit la cap, m-am mutat complet! Racul o să te prindă! Ce faci, scumpule? Te distrezi? Ți-am adus o gustare! Ce tare, ursuleț gumați, mersi! Mai întâi o să-l mănânc pe ăsta! Delicios! E aroma mea preferată! Ce drăguț! Ok, distracție plăcută alături de jucăriile tale! Atenție la rac! M-am săturat de regele rac! Acum a devenit un pirat spațial! Pac, pac, pac! Trage cu arme laser! Oh, nu! Ursuleții mei gumați! Nu! Ce-au pățit? Iu, ce lipicioși sunt! Ce grețos! Mami! Vai de mine! Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Ursuleții mei gumați s-au transformat într-o masă lipicioasă! Ah, am înțeles! S-au topit de la căldura soarelui! Ah, mi-a venit o idee! Apropo de asta, mă întorc imediat! Ok, o să încep cu o farfurie, niște hârtie de copt și o formă pentru biscuiți. Steluța asta are o formă frumoasă. O să o umplu cu ursuleții gumați. Apoi o să topesc cu ursuleții gumați. Așa, încep să se topească și să umple forma. La final, o să adaug un bețișor. Nu mai vreau să mă joc, sunt trist. Mi-e dor de ursuleții mei gumați. Poftim, scumpule. Wow, o acadea în formă de steluță! E delicioasă! Are gust a ursuleț gumați! Căluțule de mare, gust asta! E preferata mea! Ham, ham! Ah, ce faci, domnule cățel? Ha, 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 că, muci! A spus cineva muci? A, tati, ce faci? Ești cam caldă? Trebuie să iau măsuri. Aha! Din fericire, am mereu la îndemână o cutie de prim ajutor. Ia să vedem, de ce am nevoie? Serios acum, ce se întâmplă? N-am nevoie de asta, încă. Sirop de tuse? Că! Aha! Ce mult îmi place ăsta! De ăsta aveam nevoie. Ha? Ellie! Unde a dispărut? Hihi, nu o să mă găsească niciodată aici. Vreau doar să-ți iau temperatura. N-ai nicio șansă, tati. Ellie, vino înapoi. Nu ne jucăm aici. Nu te mai prosti. Stai puțin, știu. Ha-ha, asta e soluția. La fix. Ce-a fost asta? Habar nu are ce-am făcut. Acum hai să vedem ce temperatură ai. Că, alarmă falsă. Pot să citesc în continuare. Ha? Oh, nu! E treabă serioasă! Ești bine, scumpa mea? Înghețata mea e rece. Uite! Ce bună e! Pot spune că e foarte rece. Ce glumă proastă, tati! Bună ziua, v-am adus mâncarea. Tăiței dumneavoastră, domnule, și niște tăiței și pentru dumneavoastră, doamnă. Hei, de ce ne-a dat bețe? Sunt bețișoare chinezești, scumpule, vezi? Le folosești ca să-ți mănânci mâncarea. Arată bine, ha? Scumpule, nu așa se țin bețișoarele. Dar sunt o morsă. Văd, dar mănâncă-ți tăiței acum, bine? Ok, o să mănânc tăiței acum. O să folosesc bețișoarele. Ha? Mi-au căzut tăiței. Mi-e foame! Vreau și eu să mănânc tăiței! Oh, am apucat un tăițel de data asta! O să-l mănânc! Ah, a căzut! Nu-i corect! Tăiței idioți! Dispăreți, bețelor! Tăiței! Delicios! Vai de mine, Justin! Ce faci? Dă-mi înapoi tăiței! Nu! Ne-ai
ai vărsat oiței! I'm so sorry. E totul în regulă aici? Ah, înțeleg. Nu vă faceți griji, am eu o soluție. Uite niște tăiței noi pentru tine și niște bețișoare nou-nouțe doar pentru tine. Wow, e un urs! Îmi plac bețele astea. Uite, pot să apuc tăiței acum. Tăiței sunt buni! Mi-e sete! Vreau să beau apă! Trebuie să deschid robinetul ăsta! Of, nu ajung la el! E prea departe! Mami! Vreau să beau apă! Vai, mă strigă băiatul meu! Ia să văd ce vrea! Ce e? Mami, mi-e sete! Nu-i bai, te ajut imediat! Așa, un pahar cu apă pentru băiețelul meu perfect! Ce spui? Mulțumesc! Nu știu ce să zic despre cartea asta. Mami! Ah, iar are nevoie de mine, uf! Ia să văd ce vrea! Mami, apă te rog! Da, imediat! Ok, poftim un pahar cu apă! Ce bine! Apă, 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 apă! Mami! Vai, ce tare țipă! Nu se mai îmi termin niciodată treaba! Ce vrei, scumpule? Mai vreau apă! Am înțeles! Stai puțin, mă întorc imediat! Uite ce am pentru tine! Wow! Poftim! E un mini dozator de apă, special pentru tine! Are mărimea perfectă și ajungi ușor la el! Oh, un pinguin! Hai să-ți arăt cum să-l folosești! Ții paharul aici, apoi apeși pe ăsta! Wow, ce de bule! Poftim! Un pahar cu apă special pentru tine! O să mai întorc niște apă! Perfect, bravo! Suc! Am voie să mă răsfăț uneori! Hai, deschide-te! Ești bine, mami? Da, draga mea, încerc să beau ceva. Sticla asta pare defectă. O să încerc pe asta. Oh, ce greu e! Vrei să te ajut? Mami se descurcă singură. Ok, a devenit ceva personal. Trebuie să te relaxezi. Nu mă face să te zdrobesc. Bine, o să beau suc la doză. Măcar pe asta o pot desface. Cred că glumești. E dureros de urmărit. Ce jenant e! Ah! Nu e vina ta, ci a sucului. Nu mai pot urmări. Meriți asta din plin. Ok, trebuie să fac ceva. Ok, păpușelor, trebuie să o ajutăm pe mami. Ce idee bună. Oh, am nevoie de asta. Da, am reușit! Hei, mama! Mama! E numai vina ta! Da, scumpa mea! Folosește ăsta! Ca să desfaci capacul sticlei de suc! Serios? Fii atentă! Îl pun pe capac! Voilà! Uite ce ușor e! Oh, ok! În sfârșit pot bea niște suc! Bravo, Eli! Și desface și doze de suc! Nu cred! Trebuie să folosești capătul mânerului! Interesant, nu-i așa? Oh, mă simt ca în viitor! E foarte ușor! Ah, vreau eu sucul ăsta! Hei, știi regulile? Nu ai voie să bei suc! Ups! Pot să mănânc ăsta? Sigur că da! Deschide și borcane! Merit piureul ăsta! Ce tare! Sunt un cowboy! Călăresc taurii! Rodeo! Iuhu! Trebuie să merg la baie! Ce culoare frumoasă are camera asta! Trebuie să merg la baie! Mami! Nu ai voie să intri cu mine! Nu știu ce face acolo! Am nevoie de hârtie igienică. E un monstru din hârtie igienică. M-a
Mami, m-a prins monstrul din hârtie igienică! Poftim? De ce ești înfășurat în așa multă hârtie igienică? M-a prins! Sunt mort! Nu vreau să mă mai joc! Ok, ok, așteaptă puțin! Ok, văd că trebuie să te învăț ceva legat de hârtie igienică. Vino aici! Prea multă hârtie igienică! Oh, baloane! Așa, stai jos ca să te învăț cum să folosești hârtia igienică. Bine, ok, ia niște hârtie igienică, dar nu prea multă. Trebuie să o împăturești frumos. Să o împăturesc? Ok, pot să o împăturesc. Perfect, acum folosești-o fix așa. Așa, vezi? Monstrul a dispărut. Încearcă și tu. Ha? Să șterg baloanele? Ok. Atenție la hârtia igienică! Baloanele țin loc de fund! Vai de mine, ce repede crești mare! Fund din baloane, fund din baloane! Asta e mașinuța mea preferată! E galbenă! Oh, nu! Ești bine? Mă doare burtica! Păi? Trebuie să merg la baie! Nu e bine! Hai să ne grăbim! Am reușit! Așează-te aici! Nu pot! Corect! Acum e mai bine? Nu, tot nu pot! Știu! Poate dacă fac asta ți-e mai ușor! Nu știu să folosesc toaleta! Știu! Mă întorc imediat! Grăbește-te! Poate pot face asta! Fix de asta aveam nevoie! Asta o să-l ajute pe Jake! Cum se folosește chestia asta? Nu așa! Stai puțin! Fac tot ce pot! Ce amuzant arăți! Ce rea ești! Nu-i bai! Te ajută prietenul meu! Wow! Dar cum? Mai întâi trebuie să-i dau ceva de mâncare! Îi este foame! Wow! Mănâncă tot! Apoi merge la toaletă! Deci așa se folosește! Mănâncă tot! Și apoi merge la baie! Grețos! Dar informativ! Acum știu cum să folosesc toaleta! Ia să vedem! Wow! Eu trebuie să plec! Mersi! Pa, pa! Funcționează! Mami, pot să mănânc bomboane? Ce bine! Îmi place ciocolata! E delicioasă, delicioasă! Aș putea mânca niște struguri, dar am la îndemână bomboanele astea de ciocolată. Nu o să mor dacă mănânc o bomboană. O să mă răsfăț puțin. O să mai iau rapid încă una. Aproape că am terminat de scris raportul ăsta. Bolul e gol? Vai, nu-mi vine să cred. Am mâncat toate bomboanele. Nu! Oh, nu! Trebuie să fac ceva. O să fie supărat foc. Mami, am ajuns acasă! Trebuie să fac rapid ceva! Poate mă pot folosi de strugurii ăștia! Ce-ar fi să-i învelesc în ambalajele rămase? Pot să încerc, de ce nu? O să-i învelesc pe toți! Așa, ăsta e ultimul! Bună, scumpule! Ce dor mi-a fost de tine! Mami, pot să mănânc o gustare, nu-i așa? Ok, mersi, pa! Oare o să observe? Nu are același gust ca până acum. Mă duc să mă joc cu dinozaurii. Fiu, a fost cât pe ce să fiu prinsă. Vrum, vrum! Oh, nu! Un accident! Bip, bip! Ce drăguț e! Hei, dă-te la o parte! Dă-mi ăsta! Trebuie să mănânci micul dejun. Ok, am ăsta! Trebuie să mănânci, scumpule. Nu, vreau să mă joc. Vrum! Am spus nu. Mănâncă tot și o să-ți iau astea. Ce grețos. Aș putea folosi ăsta. Vrum, sunt șofer de curse. Sunt cel mai bun șofer. Are gust bun, scumpule? Nu! Ce ai făcut cu deliciosul mic dejun pe care ți l-am pregătit? Nu e bine deloc. Știu. Mulțumesc.
Asta o să rezolve problema. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Acum nu mai poate vărsa nimic. Wow, ce-i ăla? Vreau! Stai puțin, scumpule. O să-l umplu cu ce i-am pregătit lui Jake la micul dejun. Super! Poftim! Oh, cum arată! Mersi, mami! Cu plăcere! Gata cu mizeria! Ce mult îmi place! Ți se face foame când ești cel mai bun șofer! Trebuie să mănânc rapid! Vroom! Pa, pa, flamingo! O să desenez ceva pe balonul ăsta cu un marker! Așa, am desenat o față zâmbitoare! Ah, micul meu artist! Am cel mai tare balon zâmbitor! Ah! Nu! Trebuie să-l umflu din nou! Nu! Balonul meu zâmbitor! Ventilatorul meu a omorât balonul zâmbitor! Vai, nu plânge, scumpule! Știu cum pot rezolva problema asta. Vreau balonul înapoi! Ok, am balonul desenat și spart și încă unul alb, întreg. Așa, o să-l pun pe cel întreg în interiorul celui spart. Și apoi o să torn în el niște sclipici în formă de steluțe. Pe urmă o să umplu balonul interior cu apă. Dar nu prea multă. Pentru primul pas am nevoie de o panglică. Așa, am legat bine balonul ca să nu iasă apa din el. Scumpule, uite, ți-am făcut o jucărie nouă. Ha? O jucărie nouă? Ce-i asta? Wow, când am strâns-o a apărut un balon nou. Hei, are și steluțe înăuntru. Ce tare! Hei, ce de pastă de dinți! Ce multă e! Bună, Jake! Ce băiat cu minte! Trebuie să te speli pe dinți! Oh? Vai de mine! Au! De unde au apărut toate tuburile astea? Jake, ce faci acolo? Am terminat cu asta. Jake, ai folosit toată pasta de dinți? A, bună, mami! Da, mă spăl pe dinți! Nu așa se face, scumpule! Ce dezastru! Scumpule, lasă jos pasta de dinți. De ce? Cred că trebuie să încercăm altceva. Uite ce am eu aici. Ce-i ăla? Baci pasta de dinți aici. Și se lipește de perete. Fix așa. Oh, wow! Fii atent la mine. Baci periuța de dinți înăuntru și spune deasupra fix câtă pastă de dinți trebuie. Și apoi te poți spăla pe dinți. Ce tare! Pot să încerc și eu? Funcționează, mami! Am reușit! Bravo! Așa, spală-te pe dinți! Struguri pentru tine! Ai față de strugure! Iuhu! Fructe aici! Fructe peste tot! Fructe, fructe, fructe! Tigaie! Beau dintr-o tigaie! Tigaie! Oaie! Foaie! Baie! Ups! A căzut copacul! Nu mai suport haosul ăsta! Stai puțin! Ah, zbor ca o prințesă! Sunt cel mai bun tată din lume! Cred că ăsta e cel mai reușit desen de-al meu! A, nu! Creionul meu! Și chiar aveam nevoie de culoarea aia! A, știu! Ce pot folosi? Ascuțitoarea asta e ce trebuie! Nu e bine! Sper că asta să fie ce trebuie! Hai odată! Tot nu merge! Ia să încerc și bufnița! O să bag creionul în vârf! E ascuțit! Wow! Ce funcționează mai eficient? Ascuțitoarea? Pila de unghii? Sau bufnița? Spune-ne mai jos într-un comentariu! Poți să speli vasele cu detergentul ăsta? A, vrei să speli vasele? Sigur, detergentul ăla e perfect! Ce de detergent! Face spumă și alunecă! Face cam mult zgomot spălând vasele? Ia să verific ce face! Oh, ce mizerie a făcut!
Nu vrei să folosești buretele ăsta în loc de degete? Nu! Bureții sunt plictisitori! Mâinile sunt distractive! Vezi? Totul e curat, chiar și degetele mele! Stai puțin! Cred că tocmai am descoperit o soluție extraordinară! Ok, am nevoie de buretele ăsta, evident, pe care o să-l desfac. Am nevoie de partea aspră și verde. O să folosesc o foarfecă și o să tai partea asta în fâșii. Așa! Apoi am nevoie de mănuși de cauciuc și de niște lipici. O să pun lipici peste fiecare deget al mănușii de cauciuc, dar și pe palma mănușii. Acum pot lipi în palmă buretele galben apăsându-l peste lipici. Apoi lipesc la fel fâșiile verzi pe fiecare deget. Gata! Am obținut o pereche deosebită de mănuși de spălat vasele. Olivia, uite ce ți-am făcut! Mănuși deosebite de spălat vasele. Oh, îmi plac lucrurile deosebite. Dă-le încoace. Pune-mi-le pe mână. Ah, ce distractive sunt. Îmi plac foarte mult. Am și eu una. Acum hai să terminăm de spălat vasele. Stai să-ți pun niște detergent de vase pe buretele din palmă. Așa. Ești gata? Hai să curățăm lună vasele astea. Wow, uite ce rapid spălăm vasele. Gata, am terminat de spălat toate vasele. Bravo, bate palma. Ah, nu așa. Ah, nu mai contează. Voiam să spun că am făcut treabă bună împreună. Oh, nu! Am spart cana. Ah, acum ai... Acum iar am ceva de curățat. Mi-e sete. O să-mi pun niște apă în pahar. Of, nu pot deschide bidonul cu apă. Tati! M-a strigat cineva? Ia să văd ce e. Ce e? Ce ai pățit? Apă! Vreau un pahar cu apă. Mi-e sete. Serios? Ok, poftim, îți deschid eu bidonul. Stai să-ți și torn niște apă, ca să nu verși nimic. Ok, cred că e suficient. Poftim! Super! Apă! E bună, bună, bună! Mersi, tati! Acum pot reveni la ce făceam și mi-am luat și o gustare. Tati! Glumești? Acum ce mai vrea? Mmm, ce mult îmi place apa! E cea mai bună! Tati! Ce n-ai? Iar? Apă, apă, apă! Ah, nu-mi vine să cred cât e ceasul! Sunt epuizat! Am nevoie de un pui de somn! Tati! Ha? Poftim? Nu mai pot! Trebuie să fac ceva ca să rezolv problema asta! Stai! Știu ce pot face! Așa, o să încep cu paharul ăsta de hârtie! Ar trebui să-l decorez cumva dacă vreau să-l folosească! Așa, i-am lipit un elefant! Acum am sticla asta de suc! O să o bag în pahar fix așa! Apoi o să dau o gaură fix aici. O să bag un pai prin gaură. Parcă ar fi o trompă de elefant. Gata! Mi-e sete iar și nu mai am apă. Hei, ți-am adus ceva. Nu-i așa că arată super? Uite, îl las pe masă. Un pahar cu elefant! Trebuie doar să desfaci capacul. Voila! Sucul curge singur. Apoi înfiletez capacul la loc. Suc de la elefant! Mersi, tati! Cu mare drag! Acum pot face asta singur și nu trebuie să mă mai strigi de fiecare dată. Sucul e delicios! Stai! Tati a plecat! Am o idee bună! Vino aici, elefantule cu suc! N-am nevoie de pahar! Suc! Gu, 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 gu! Hă? Stai, ce s-a întâmplat cu sucul? S-a terminat! Tati! E distractiv să faci prăjituri? De ce nu ajuți pe sora ta? Pune-ți șorțul ăsta! Chiar trebuie! O să fie distractiv! Da, sigur! Ok, să o facem! Frământ aluatul ăsta așa! Ah, am înțeles! Arată bine! Acum ai nevoie de un sucitor! O să mă ajute să mă calmez! Oh, îmi place partea asta! Așa, nu? E ușor să faci prăjituri! Ceva nu e în regulă! Luna, cred că avem o problemă! Nu mănânc așa ceva! Fă ceva! E ok, putem să rezolvăm treaba asta! Fii atentă la ce faci! A fost un accident! Părul îmi tot stă în cale! E o problemă! E super lung! Pot să faci ceva? Păi... presupun că da! Îl tai rapid! Nici când! Se pare că avem nevoie de planul B atunci! Nu te mișca! Credeam că o să meargă! Stai așa! Trebuie să fie ceva util pe aici! Nu, alea nu merg! Oh, aparatul ăsta e perfect! Ok, hai să-ți coafăm părul! Oh, bună idee! Bagă mare!
o să-ți introduc părul în aparat. Wow! Trebuie să treacă de tot. O să ți-l plimb prin păr și o să ai codițe. Wow, e uimitor! Continuă, mă simt atât de chic. Arată grozav. Și părul tău nu o să mai ajungă în aluat. Acum hai să terminăm prăjiturile astea. Întinde aluatul. Uh-oh. Luna? Iar am nevoie de ajutorul tău. De aia nu fac eu prăjituri. Ah, nu mă simt bine. Scumpa mea, te simți rău în continuare? Da. Ok, păi ți-am adus ceva care să te ajute să te simți mai bine. Ce e ăla? E sirop de tuse? Nu, siropul de tuse e grețos. Nu vreau. Oh, Olivia, dar o să te ajute să te simți mai bine. Tati, mi s-a terminat tot sucul. Mai vreau. Da, bine, îți mai aduc niște suc. Ia stai puțin. Paharul ăsta cu pai, siropul de tuse. Cred că am o idee genială. Ia să vedem. În regulă, i-am luat paharul. O să-i scot capacul. Am siropul aici. O să deschid sticla. O să o bag în pahar așa. Încape perfect. Și apoi pot pune capacul și paiul la loc. Ok, cred că o să funcționeze. Ia să încerc. Scumpa mea, m-am întors și ți-am adus ceva de băut. Super, mi-e și sete. Vai de mine, îl bea, funcționează. Hei, tati, acum mă simt mult mai bine. Super, mi-a trecut. Mersi, tati. Oh, mă bucur că te simți mai bine, Olivia. Hai să ne jucăm, haide, joacă-te cu mine, tati. Oh, scumpo, poate te poți juca fără atât agitație. Hai să ne jucăm de fața scuselea. Stai, cărți! Nu, nu-mi plac cărțile, ia-le de aici. Poate n-a fost o idee bună totuși. Iar a căzut copacul. Acum o să mă duc încolo și apoi încoace. Și copacul ăsta trebuie să cadă. Bum! Viața mea e un coșmar. N-am pic de liniște în casă. Wow! Ia uite! Sunt atât de frumoși! Mamă, mamă, uite! Ce e, scumpo? Ah, flamingo! Vreau și eu unul! Îmi iei un flamingo? Te rog, mamă! Nu-ți iau un flamingo? Oh, nu e corect! Niciodată nu primesc chestii frumoase! Hai să schimbăm canalul! Oh, ia uite! Pisoi simpatici și pufoși! Am putea să luăm un pisoi! Nu, vreau un flamingo! Mă gândeam eu că o să zici asta! Ah, un câine! Toată lumea adoră câinii! Vrei un câine? Alo, am deja unul! Dă-mi telecomanda! Bine, ia-o! Vreau să văd flamingo! Ce prostuți sunt! Ia-mi un flamingo! Dar unde să-l ținem? Și ce mănâncă? Stai puțin! N-a zis un flamingo adevărat? Asta o să rezolve totul! Trebuie să dau un telefon! Bună, vreau să fac o comandă! Da, imediat! Wow, ce rapid! Hei, Sunny, ia uite! Wow, o cutie, super! Nu, e ceva în cutie! Cred că o să-ți placă! Ador surprizele! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Un flamingo de jucărie? Ce să fac cu el? Stai să-ți arăt! Micuțul ăsta e tare înfometat! Așa că trebuie să-l hrănim! Adoră boabele pentru păsări! Acum îl lăsăm să mănânce! Îl așezăm pe toaletă! Uite, mama, mănâncă! Șmecher, nu? Da! Ia uite! Nu se poate! Face caca? Să-i oferim un pic de intimitate? E ok, nu-l deranjează! E grozav! Aproape că a terminat! Ce ușurare! Vin! Oare cine e? Oh, am primit un colet! Ce drăguț! Îmi plac mult pachetele! Abia aștept să-l deschid și să văd ce conține! Vrum! Pa, pa! Au! Ce mă? Oh, nu! Am scăpat coletul și scrie pe el că e fragil! Poate n-a pățit nimic?
Ah, nu sună bine deloc. Stai puțin, mi-a venit o idee genială. Ok, o să dau scociul la o parte și o să deschid cutia. Ah, da, s-a spart. La naiba. Asta e, nu-mi trebuie acum. Am nevoie de cutia asta. Am vopsit-o cu roșu, arată bine. Apoi am nevoie de un cutter pentru că o să o decupez. O să tai cutia vertical trăsând două linii așa. Gata, bucata de carton eliminat are formă de curea. Dar n-am nevoie de ea. Ah, stai, știu ce trebuie să fac. Trebuie să o decorez. Stickerele sunt perfecte pentru a înfrumuseța cutia asta. Am lipit inimioare și biciclete peste tot. O să arate super. O să o așez aici la baza scărilor. Nu arată rău deloc. Olivia, vino să vezi ce am pentru tine. Wow, ce-i asta? Ce tare arată! Uite, inimioare și biciclete. E un suport pentru bicicleta ta. Mersi, tati. Așa nu o să mai stea pe jos și o să știi mereu unde o găsești. E una dintre cele mai reușite invenții ale mele. Au, serios? Vai de mine! Arată absolut delicios! Super! Vreau și eu una! Pa! Ia să vedem! Nu știu dacă sunt de acord cu articolul ăsta. Biscuiți! Da, are dreptate pe aici pe acolo. Cred că trebuie să mă mai documentez puțin. Stai așa! Unde au dispărut toți biscuiții mei? Bolul e complet gol! Olivia! Bună, tati! Mi-a mâncat toate gustările! Ok, mi-am ascuns gustările sub perna asta. Sunt singur în cameră. Pot să mănânc liniștit. Abia așteptam să mănânc asta. Îmi plac foarte mult pufuleții cu brânză. Sunt delicioși! O să pornesc și filmul. Vreau să văd finalul. Bună, tati! Oh, pufuleț cu brânză! Dă-mi și mie! Pa, tati! Oh, nu am deloc parte de liniște aici. Nu mai suport! Trebuie să rezolv cumva situația. În regulă! Cred că pot face ceva. Am capacul ăsta de oală. O să-l pun invers peste bolul cu pufuleți. Acum am nevoie de ceva ce nu-i place. Niște brocoli e perfect. O să așez buchețelele astea peste capac. Acoperă complet pufuleții cu brânză. Nu-i poate vedea nimeni. Mai am nevoie de puțin brocoli aici și aici. Perfect! Acum pot reveni la film. Ah, sunt sigur că o să fie o metodă de succes. Tati! Îmi mai dai niște pufuleți, te rog? Stai! Ce-i ăsta? Brocoli? Ce grețos! Stai! Nu vrei o gustare de la mine? Nu! A funcționat perfect! Uite ce repede fuge! Ce grețos! Nu voiam să mănânc brocoli, de fapt! De fapt, voiam să mănânc pufuleți! Exact! Hai la tata! E timpul pentru ceva bun! Ah, meritam așa ceva! Am muncit prea mult! Desenatul e atât de distractiv! Oh, ce frumos e! Trebuie să nu depășesc conturul! Scumpo, ghici ce? E timpul pentru băiță? Nu, nu vreau! Desenez! Poftim? Faci baie, domnișoară? Nu, renunță, mamă! Cum de ești așa de puternică? Trebuie să fie o cale să o aduc în cadă. Creioanele astea colorate ar putea fi utile. Dulceață, ia uite ce am eu. Oh, creioane colorate, le vreau. Vino să le iei. Creioane colorate. Ok, poftim. Acum pot să desenez mai multe chestii drăguțe. Îmi place, băița! Uite, mami! Nu-mi place asta! E mai bine acum? E timpul să ieși! Nu, nu vreau! Vreau să stau aici! Nu, iar! Bună, Sunny! Ce faci? Încă puțin! Ce se întâmplă? Sunny, mă auzi? Ah, bună, mamă! Oh, ce s-a întâmplat? Arăți de parcă ai merge la circ! Haide, trebuie să curățăm toată chestia asta! Ia săpunul și începe să freci! Chiar trebuie! Îmi place machiajul meu! Ok, fie! Dar nu mă încântă treaba asta! Vezi? O fac! Ups! Wow, cum l-am prins! Ai văzut? Vino înapoi, săpunule! Ce? Unde s-a dus?
curând! Nu te grăbi! Stai să mă gândesc! Am o idee! Putem să folosim dispozitivul ăsta! O să-i scot capacul și o să umplu recipientul cu săpun lichid! Așa! Pot să înșurubez la loc capacul și poate fi folosit! Testează-l, Sunny! Serios? Wow! O fac! Wow! Mi-a dat niște săpun! E distractiv! Ce fetiță cu minte! Curăță tot machiajul ăla! Nu rata nicio zonă! Așa da! Nu ai deloc nevoie de machiaj! A? Ce e chestia asta? Oh, oamenii au lăsat o comoară! Ce frumoasă e! Ups! A, unde a dispărut? Sunt singură, deci e timpul pentru gustarea mea secretă! Ce bună o să fie! Hei! Un baton de sneakers? Îmi dai și mie? Ai aparat dentar, deci nu e indicat? Ok, fie, dar ai grijă la dinți! A plecat? Momeala dulce a funcționat! Acum pot să mănânc în liniște ciocolata! Mama! Mai ai ceva dulce? E ca un copoi când vine vorba de dulciuri! Poftim! Sigur nu o să mă găsească aici! Mama, dulciuri, stai! Nu mai alerga! Hai, dă-mi și mie din dulciurile tale, mama! Ok, cred că am pierdut-o! Ah! Vai, se furișează peste tot! Ce rapidă! Fiu, în sfârșit am scăpat de ea! Serios? Hm? Oh, a fost doar un vis sau mai degrabă un coșmar! Dar dacă se ascunde totuși pe aici, pe undeva? Nu cred, sigur doarme în camera ei! E timpul pentru o gustare nocturnă! Ah, salata! O să iau o frunză! Am o idee de nota 10! Gata, așa n-o să mai vadă ciocolata! Ah, ce foame! Poftim! Salată? Gâh, nu vreau! A funcționat! Pot în sfârșit să mănânc ciocolata! O merit din plin! Dor sesiunile de cumpărături, dar cardul meu de credit nu! Efectiv, erau atât de multe chilipiruri! A meritat să le iau pe toate! Ah, bună, scumpo! Ai ales un cadourile pentru ziua mea? Pentru ce? Oh, nu! N-am uitat, sincer! Trebuie să am ceva să-i dau și ei? Nu pot să cred că am făcut asta! Nu pot să-i dau pantofii mei! Oh, wow! Ce e? Nu, nu! Asta e pentru mami! Chiar ai uitat! Nu, eu... stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! E timpul să trec la treabă! Am nevoie doar de un strop de creativitate! O să iau capacul cutiei și o să desenez doi ochi în interior! Uite așa! Acum o să-i colorez! Arată bine! Acum o să desenez un nas și o gură! Apoi o să decupez gura! Sunny o să adore chestia asta! Sunt atât de supărată! Uite ce am eu! O cutie veche de pantofi? E o glumă? Uite! O să vărs bomboanele în capac! Încearcă să le bagi în gaură! Oh, e un joc! Reușesc, mamă! Știi ceva? Chiar e distractiv! Le-am băgat pe toate prin gaură! Iar eu mi-am luat pantofii ăștia superbi! Oh, ador și eșarfa asta! Wow! Ia uite! Vreau să fiu o jucătoare de basket că mă fac mare! Ce-i cu gălăgia asta? Bunica încearcă să doarmă! Uită-te la camera asta! E un dezastru! Mă uit la televizor! Vai de mine! Tinerii din ziua de astăzi? Bine, o să fac eu curat! Să vezi când o să-i spun mamei tale! Oh, oh nu, spatele meu! Fii drăguță și ajută-o pe bunica! Stai! Ce-i ăsta? Cred că știu cum să fac să-și strângă lucrurile! O să lipesc coșul ăsta pe perete deasupra cutiei ei cu jucării! Ia te uită! Vrei să... cum spun tinerii, baci niște coșuri? Șmecher! Haide! A intrat! Vreau să fac iar!
Și bunica nu mai trebuie să strângă lucrurile. Aciu! Sănătate mie! Dulciuri! O să mă servesc! Nu pare în regulă! Dinții mei au dispărut! E grozav! Ia uite, bunico! Nu! Dinții mei! Cred că astea au fost toate! Cu plăcere, bunico! Mac, Mac, poți să te dobor, rață mare? Oh, doamne, m-a speriat îngrozitor! Ashley, scumpo, e timpul să te speli pe dinți! Never. A, da, trece prin etapa aia anti-spăla pe dinți! Ia uite! Nu-i așa că arată bine ciocolata asta? Ha! Nu, o urăsc, e scârboasă! Ashley, trebuie să te speli pe dinți chiar acum! Bine, e nevoie de niște măsuri drastice! Dentistul! Bună, Ashley! Gura mare! Nu! Să vedem! Ah, da, păpușa! Vezi, Ashley? Nu-l doare pe domnul mușcățel? Poftim, ține-l tu și arată-m dinții! Vai, e mult mai rău decât m-am imaginat! Nu, instrumentele astea nu sunt bune! Trebuie să-ți scoatem toți dinții! Nu, glumeam! În schimb, o să-l folosim pe amicul meu! Și acum o să-i pun puțină pastă de dinți! E frumușel! Poți să-l văd? Imediat! Așa! Ok, nu e deloc înfricoșător! Gata! Ta-da! Dinții mei sunt curați acum! Bun! N-a fost așa de greu, corect? E dificil! Chiar ar fi trebuit să învăț! Psst! Madison! Madison! Bună! Bună, David! Vai! Gata! Astea sunt pentru tine! Ești atât de romantic! Abia aștept să ne petrecem restul vieții împreună! Sunt atât de fericită! Hei, campionule! Oh, are mustața mea! Goody, goody! Viața e perfectă! Hei, yuhu! Ești acolo? Deci, poți să-mi împrumuți un pix? Ah, da, normal! Poftim! Stai! Nu pot să-i dau lui David un creion roz? Stai să caut altul! Wow, chiar trebuie să nu mai rot pixuri! Bună, David! Bună, Emma! Poți să iei pixul meu? Stai puțin, ok? Nu pot să cred! Ce face Emma? Trebuie să fiu rapidă! Arată bine! Nu o să dureze mult! Trebuie să am un pix pe undeva! Asta-i tot? Ah, poate merge să folosesc coja asta? E posibil să meargă! O să încep prin a dezmembra pixul! Apoi o să tai penița! O să pun niște lipici în capătul peniței! Acum am nevoie de ojă! O să pun penița în sticluță și o să o înconjur cu lipici! O să aștept să se usuce și apoi o să înșurubez vârful pixului! Așa! Acum e un pix cu sclipici! Oh, ce șmecher arată! O să pun la loc capacul sticluței! E mai bun decât un pix banal? Poftim! Vai! Ne-am atins! Acum pot să-mi fac treaba! Asta e cea mai reușită zi din totdeauna! E bun pixul ăsta, mersi! Da, am mers! Ești atât de frumos! Adică scrisul tău! Scrisul tău e frumos! Încetişor, să nu mă audă mama! Iu, am reușit! Cum arăt? Uimitor! Părul îmi stă atât de bine! Oh, trebuie să scap de căciulile astea până nu le vede mama! Nu pot să le las să-mi strice părul! Așa, e timpul să plec! Nu așa de repede! Vin înapoi! Unde crezi că pleci îmbrăcat așa? E frig afară! Ai nevoie de o căciulă! Mamă, nu sunt căciul! Deci, cred că o să plec! Puteam să jur că mai devreme erau aici căciulile! Nu mai contează! E timpul ca mama să improvizeze! Îmi trebuie foarfeca asta! O să tai mâneca acestui hanorac! Îndoi capătul și fac un nod! Îmi lucrez și bicepsii! Gata, o căciulă drăguță! Nu te mișca, mămica o să-ți pună căciula asta! Vai, nu-i așa că ești adorabilă?
Arăt ca un gnom? Nu trebuie să mulțumești! Poți să pleci! O zi frumoasă! E atât de jenant! Urăsc să fiu bolnavă! Oh, biata de tine! Încă ai febră! Poftim, ia niște sirop! Nu foarte mult, dar o să te ajute să te simți mai bine! Nu! E grețos! Of, n-o să te mai faci bine în ritmul ăsta! Ce încăpățânați sunt copiii când vine vorba de medicamente! Oh, nu! Cine a lăsat doza asta de suc pe jos? Stai! Mi-a venit o idee! Am nevoie de o doză de suc și de un pahar! Așa, o să torn sucul în pahar! Ce răcoritor arată! Așa, apoi am nevoie de o pâlnie! Acum o să torn siropul în doza de suc! Gata! Și acum paiul! Poftim, scumpa mea! Ăsta o să te ajute să te simți mai bine! Ce bine e suc! Delicios! Mersi, mama! Ce bun e! Ok, sper că te simți mai bine acum! Muci miros? Nu, se pare că nu! Scumpă, m-am întors de la magazin! Ți-a fost dor de mine? Stai să scot cumpărăturile astea! Wow! Ce are în sacoșa aia? Ceva dulce? Poate chipsuri? Oh, cremă de ciocolată! E cea mai bună din lume! O vreau! Mă duc să o iau! Ce mai am aici? Ah! Bun, m-au mai rămas doar câteva lucruri. Niște mere, o să pun chestia asta aici. Oh, Lizzie, m-ai speriat! Ah, vrei o gustare? Ta-da! Asta căutai? Ura! E preferata mea! Mersi, mamă! Oh, e atât de drăgălașă! Ador că... Bună, bunuță bunicică! E cea mai tare! Mai vreau! Nu merge! E timpul să o curăț! Nu te mișca, Lizzie! Trebuie să te curăți pe față și să-ți schimbi hainele! Așa, și părul tău e aranjat! Ești gata! Nu pot să cred cât de repede a făcut mizerie! Ce bine că am oprit-o! Ce naiba? Aveam borcanul în mână! Of, nu te mișca! Trebuie să te curăți iar! Așa, nu pot să cred că s-a murdărit de două ori într-un timp atât de scurt! Stai puțin! Pun pariu că punga asta poate să fie o soluție bună! Scumpo, dă-mi aia! O să-ți pun punga asta pe tine! Așa, acum bagă-ți mâinile prin găurile alea! De ce trebuie să port asta? Ah, ura! Cremă de ciocolată! Niam, 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 niam! O, Doamne, face atâta mizerie! Dar măcar o face pe punga acum! Vrum, vrum! Didi, ai grijă, mami! Ce? Nu acum! Mami încearcă să-și vadă serialul! Vrum! Ce ți-a zis, mămica scumpo? Du-te și joacă de acolo! Vrum! Didit! Oh! Ups! Îmi place jocul ăsta! Mami e așa prăstuță! Păzea, mami! Capul tău e șoseaua! Oh, gata! Vino aici! Scuze, mami! O să fac liniște! Prea târziu! O să lipesc o bucată de bandă adezivă pe podea! Cred că ajung câteva fâșii în plus de bandă adezivă! Gata! Iu! Poți să ies acum? Încă nu! Mami lucrează! O să folosesc markerul ăsta ca să mai desenez ceva. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Am terminat! Iubito, vino aici! Mămica are o surpriză! Ador surprizele! Ce zici? Wow! E o șosea! Mașinile mele pot să meargă pe ea! Mersi, mami! Abia aștept să o testez! Vrum, vrum, vrum! Vrum! E o scumpă! Acum pot să mă uit liniștită la televizor! Salutare, scumpo! A? Cine e? Trebuie ochelarii! Haide, e timpul să te trezești! Ah, bună, tati! Bun, hai, spală-te pe dinți! Mănâncă-ți toate cerealele ca să crești puternică și isteață! Cerealele sunt preferatele mele! Bun, ești gata să mergem la școală? Ah, hai să-ți legăm și returile ca să nu te împiedici. Ah, oh, wow, părul tău e răvășit. Uf, un elastic de păr. Eh, hai să încercăm. Poate ceva de genul ăsta? Nu,
nu, e nasol, tati. Ok, bine, o să încercăm altceva atunci. Ar fi mult mai simplu dacă ai sta nemișcată. Stai! De fapt, continuă să te rotești. Bravo, scumpo, continuă așa. Și acum o să-ți prind elasticul. Wow, e ca un corn de unicorn. Intră! Tati! Ura! Oh, e mica mea prințesă. Ai avut o zi reușită la școală? Bine, ia un loc până termin eu. Sunt aproape gata, așa că fii cu minte în timp ce aștepți. M-am plictisit. Sunt aproape gata. Ah, oh, nu! Unde ai dispărut? Phew! Ești acolo? Acum fii cu minte și stai acolo. Copii, îți dau mari bătăi de cap. Stai! Ce-i aia? Oh, nu! Termină, termină! Aia e munca lui tati. Acum stai aici. Dar m-am plictisit. Ok. Ce zici de asta? Vrei să te joci cu telefonul meu? Ura! E timpul pentru uita la ecran! Nu mai e baterie. Oh, nu! Încărcătorul meu e rupt. Ce mă fac acum? Stai! Poate merge să fac ceva cu husa asta de telefon. Bun, pot folosi șervețelul ăsta. Și acum umplu folia asta de plastic cu lipici. Cred că ajunge. Trebuie să o sigilez cu placa asta de păr. O să pun asta pe husă. Și apoi o să pun și rama asta cu sclipici. Grozav! Iar acum poate să se joace cu asta. Da, clar o să o adore. Poftim! Wow! Sunt floricele roz aici! Mai am de decupat doar câteva forme. Oh, atenție, domnul mustăț sare peste tot! Stai cu minte, scumpa mea, domnul mustăț n-are ce căuta aici. Mama! Of, nu pot să fiu supărată pe tine mult timp. Poftim, ia ursuleții ăștia cu mați. Ce bine, îmi plac mult! Ah, au explodat! L-au lovit pe domnul mustăț și planta aia... Scumpa mea, încerc să gătesc ceva. Câțiva ursuleți cu mați au aterizat în forma de biscuit. Cred că mi-a venit o idee. O să așez în tava tapetată cu hârtie de copt câțiva ursuleți cu mați. Apoi o să pun peste ei câteva forme de biscuit. Așa, la cuptor cu voi. N-ar trebui să se topească greu. Ok, cred că e suficient. O să le înfig niște bețe de figărui. Gata, am făcut acadele de casă. Hei, nu mai roade cutia aia. Gustă mai bine o acadea. Wow, vreau o stea! Mmm, acadele gumate! Poftim, mai ia una! Of, ce grele sunt cumpărăturile astea! Am ajuns în sfârșit! Acum trebuie să le depozitez! Am golit punga asta! O să le aduc și pe restul! Da, cumpărături! Oare unde sunt gustările? Da, suc! Și chipsuri! Ok, tura următoare! Ăsta încape aici și astea acolo! Frigiderul ăsta mi se pare cam gol! A plecat iar! O să mai caut niște gustări! Oh, de data asta e ceva mai bun! Ciocolată! Ce deliciu! Îmi place mult ciocolata! Gata! N-ar strica ceva bun care compensă? Ce? Unde a dispărut toată mâncarea? Oh, nu cred! Hoții de mâncare n-au ce căuta în casa mea! Ce bine! A plecat iar! Mai vreau ceva bun! Eram sigură! De ce furi mâncarea din frigider? La naiba! A scăpat! Dar e căzut brățara asta de cauciuc. Știu cum pot să rezolv problema asta. O să lipesc cârligul ăsta de plastic pe laterală și alt cârlig pe ușă. Brățara cauciucată o să se întindă între cârlige și o să țină frigiderul închis. Problemă rezolvată! Ce bine! Dulciuri! Of! Hei! Nu pot deschide ușa! Nu mai ajung la gustări! Nu-i corect deloc! Au! Ce rău mă doare! Mamă! Mamă! Ajutor! Ce-ai pățit? Vai de mine! Ești bine? Biata mea fetiță! Ce s-a întâmplat? Ah! Nu pune mâna, mamă!
Mămica o să facă să fie totul bine. Stai puțin, cred că am o idee. Îmi dai telefonul tău? Ah, Pop It! Atât de captivant! Mamă, sângerez aici! Hei! Ce? Ah, scuze! Revin imediat! Wow, oare-i pasă? Mamă, ești acolo? Ce mai face fata mea specială? Ia uite ce am eu! Astea sunt pentru coatele tale, genunchii tăi și să nu uităm de capul tău! Wow! Mersi, mamă! Acum pot să cad de pe skateboardul meu toată ziua și să nu mă rănesc! Arăți minunat și ești în siguranță! Pot să mă întorc la joacă? Normal, du-te! Mama mea e cea mai tare! Bun, cred că mă pot apuca de treabă. Da, avem o mică problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Da, înțeleg. Cred că o putem rezolva azi, totuși. Stai, ce naiba se întâmplă? Calculatorul meu face figuri. Hei, mă aude cineva? Mă vedeți? Oh, de ce-mi faci asta azi, calculator prost? Poate dacă țin aici, o să se rezolve situația? Era o ședință atât de importantă pe care cum o ratez? Mama e ocupată! Acum e șansa mea să mă furișesc cu gustările astea! Ha? Ce-a fost aia? Ah, bună, mama! Eu fac chestii? Nu! Nu vreau să-mi ia toate gustările! Chestii? Stai! Ia să văd asta! Antena de acolo și doza din mâna mea? Normal! Asta o să-mi rezolve problemele cu laptopul! Ok, am nevoie de doza asta, dar trebuie să fie goală! Acum trebuie să folosesc foarfeca asta ca să tai doza! E timpul să o desfac! Perfect! A ieșit exact cum mi-am imaginat! Ok, e timpul să pun chestia asta pe antena de Wi-Fi! Alo? Mă puteți vedea și auzi acum? Vai de mine! Ce ești îmbrăcată în pijama? Oh, nu! Am uitat că nu mi-am luat pantaloni eleganți! Scuze! Mama, e atât de amuzantă!